Bună ziua, mă numesc Roxana și vreau să vorbim despre cultură. Dovadă că România, cel puțin, este interesată de cultură, este chiar prezența dumneavoastră aici, pe o temă despre cultură. Ca să nu mai vorbim despre campaniile intense a Jurnalului Național privind cărțile, în care încă se promovează și faptul că suntem înconjurați de cărți într-un loc acesta, iar numărul librăriilor este în creștere, este o dovadă că suntem interesați de cultură. Dar noi nu suntem aici ca să vorbim de prezent. Suntem aici ca să vorbim de viitor. Și noi nu vrem să promovăm un castruistic în sensul că cultura va avea un viitor, nici vorbă. Cazul nostru a fost că lumea nu se îndepărtează de cultură, ci se apropie de ea și și-o însușește. Bineînțeles, pentru a face acest lucru, Se apropie de cultura viitorului pe care și-o vor defini ei sau de cultura actuală? De ce înțelegem noi actual prin cultură? Ambele. Ambele, deoarece se apropie generațiile care vin, își vor însuși și cultura existentă sau ceea ce considerăm noi cultură în prezent, dar în același timp și cultura viitorului. De ce vorbesc de cultura viitorului sau de ce cred că este atât de important? În primul rând, hai să ne gândim la cele 7 arte, care se schimbă pe zi ce trece. Teatru nu mai există cum știam înainte. Există teatru alternativ, există scene care sunt mobile, sunt în aer liber. Să mergi la teatru și să sușești o piesă de teatru nu înseamnă să mergi în teatru și să vezi o piesă stați cum eram obișnuiți. Este tot cultură, este o nouă formă de cultură. Să ne gândim ce s-a întâmplat cu marile opere atunci când au apărut. De exemplu, Picasso, Dalí, chiar Brâncuș. Guvernul român, în momentul în care Brâncuș și-a donat toate operele sale României, le-a respins, fiind imorale. Iar în prezent, Brâncuș este printre cei mai scumpi sculptori din lume. De ideea spun că acest proces de cultura viitorului este fluid, dar mai mult decât atât, vedem o evoluție spre bine, în sensul că lumea se reorientează și își însușește cu ceea ce este compatibil. Colegul nostru spunea că doar finalitatea contează, în sensul că cel mai important este drumul spre cultură și cum ne însușim noi această cultură. Fiindcă marea majoritatea oamenilor dau un click, sunt pe internet și nu mai citesc cărți, citesc rezumatul. Oare chiar asta contează, drumul spre cultură, sau faptul că îți însușești un anumit bagaj de cunoștințe cu care poți interacționa mai departe? În fond și la urma urmei, societatea în care trăim și care se prevede a fi, este una de interacționalitate maximă. Pe internet, în oraș, depinde. Trebuie să ai un subiect de conversație. Fie că este muzică, că este teatru, că sunt cărți sau că este un blog. Și asta ne duce din nou la libertatea de exprimare. Cu cât libertatea de exprimare a avansat și cultura, formele de cultură, tablourile care se prezintă, diferitele poezii sau diferitele texte care sunt promovate în prezent. Ai o mai mare libertate de exprimare înseamnă să transmiți o idee și acea idee să te emoționeze, să-ți inspire ceva. Fiind zise, consider că lumea se apropie de cultură, atât de cultura care o avem acum, în prezent, dar și de o cultură care se prefigurează. Vă mulțumesc foarte mult!